Reunile noastre toate. Drumurile noastre toate. Toate. Vreodată. Iubirea, totuși, iubirea. Fericirea. Fac bule, ca și copiii balloons. Și de aia se numesc copiii balloons, că fac bule. Dacă te-ar numi copii care nu fac bule, s-ar numi ne-balloons. Bagă-te în apă. Lasă un comentariu și bagă-te în apă. Exact. Ai frig! Chiar nu știu la seama că este mai mic apa de după ăsta și când pas cu după aia... Am văzut cum am ieșit ca o baracudă. Și cum a zis ceva telespectatorilor? Mă, ăsta este funda. Și Mada râde după ce s-a scufundat. De ce? De ce râde Mada? Că se uită pe papă să vadă ce fac oamenii cu picioarele și descoperă chestii interesante. Ce happy Mada. Hello. Asta este artistic swimming a la Mada. Asta e ultima zi de piscină, așa că acum facem pe nebunii. Mă, cum îl buci? Facem scene din resort. Asta în mijloc este camera noastră, la etajul 1. Aici, unde sunt un alt stejar. Eu fac de mandolină. Rămâne. Să mor acolo vreau eu să trăiesc. Balancez, mă. Hai repede, că mă fric la picioluse. Chestia asta la picioluse frige foarte tare. Wow, ce s-a lansat, mădă! Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Crica, crica, utu! Și ce face ăla? E imprimantă specială pentru scrapbooking care scoate șabloane. Deci tu îi dai forma care să o taie și el face buș, buș, buș și taie. Oi, oi, oi. Și pentru ce vrei asta? Pentru scrapbooking. Ca ce vrei? Cadou de nuntă. Cadou de un an de căsătorie. Groaznic. Dacă ai vedea că ce zâmbet ai așa de la o față la alta, de la ureche la alta. Cricat, cricat. Eu ce-ți iau și drăguț, o să-ți placă. Sper mă să-l găsesc. Hello! Mergem cu caiacul, adică eu, persoana majestății, pluralul, că mă dă stă și filmează. Ca să aibă cineva care să ducă filmarea înapoi, în caz că eu mă mai întorc. That's so funny. Hai că mai am 2 minute de registrat. Ai grijă! Tu plecat! Se întoarce mița cale, încetuc, încetuc să nu se obosească. Iuuu! A venit Aleusa, a aterizat Ulise, puf! Ești transpirat, bebe. E lucru de aici. Așa zici ceva pentru eternitate? Eu e cald. Hai în piscină. Uite, asta e bărcuța. O aterizat, o eșuat. Gata, bye. Am ajuns.
spre coridorul care duce spre recepție. Spre holul incompetenței. Spre holul incompetenței, da. Aici, pe stânga, este recepția. Adică biroul incompetenței. Adică biroul incompetenței. Galbenă gutuie, dulce amăruie. Ai bolborosit în piscina sub apă? Am bolborosit în piscina sub apă și sombă. Facem o tură cu troșcoleta. Moda zgaiva. Moda zgaiva. Acum se urcă moda. E un proces întreg. Gata. Ready? Cine trece valea seacă, cu handerul părăteacă. Andrii Pântul dezvelit, Andrii Popa cel vestit. Andi Popa cel voinic, e haidut, e vestit. Andi Popa cel voinic. Și așa se demonstrează cum se ia curbă cu motosgaiba și cu fomeia în spate. Că la început luam curbe foarte largi, dar acum trebuie să le iau scurte, că dacă nu picăm în șanț. Și ne-am picat în șanț. Și acum uite cum se, uitați cum se dă jos, cu partea asta. Înclinăm, înclinăm, așa. Ova! Oh, bravo! Să luăm curba. Să lăsăm curba la stânga. Și vezi rău la ta șanțul. Nu miros. Hello. O arde spatele, așa că nu se simte bine. Deci, în caz că n-a știut, în ultimele două zile aici la resort am fost o piză, pardon, am fost o starletă cu star, care, ai fost să tai, care au făcut poze de foioioi pentru revistă, așa că fac imitația la mine. Asta e o poziție. Păi am. A doua poziție. Păi am. A treia poziție. Și bineînțeles, tipa a umblat cu Chihuahua după curul ei, cu asistent, în poșetuță. Chihuahua era în poșetuță și nu asistentă, țin să precizez. Mergem să semnificăm uniunea noastră. Integrarea omului în absolut și mergem așa. Bateliana mea, care mi-a spus pe banana. Bateliana mea. Cum îți faci, Liana? Nu, nu, nu. Atenție, acum, Mita, te rog frumos, cum faci, Liana, da? M-am ars, ca asta să apsar numai cu fundul în piscină. Nu, de fapt cu capul în piscină și cu fundul la suprafață. Deci s-o ars pe fund? Și pe spate. Yeah.